Vineri, în timpul unei acțiuni derulate de polițiști de la investigația criminalității, cei ai secției rurale numărul 5 și inspector Vamali, a fost oprită în localitatea Remuș o auto-utilitară condusă de un cetățean străin. În timpul controlului, polițiștii au descoperit 110 perechi de pantofi sport, ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, dar care păreau a fi contrafăcute, prejudiciul fiind de aproximativ 11.000 de lei. În aceea zi, tot în Remuș și aproximativ la aceeași oră, polițiștii și vameșii au oprit o altă auto-utilitară condusă de un alt cetățean străin în vârstă de 27 de ani. Acesta transporta, fără a deține documente de proveniență, 560 de perechi pantofi sport și 638 de perechi de pantaloni blue jeans, care purtau însemnele unor mărci celebre, dar susceptibile de a fi contrafăcute. În acest caz, prejudiciul se ridică la aproximativ 120.000 de lei. Pe numele ambilor șoferi a fost începută urmărirea penală, iar bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.